Anul acesta vom avea niște opriri pentru modificarea instalațiilor noastre, astfel încât să putem funcționa cu cazanele vechi care le avem în iarna 2011-2012. Noi vom lucra în așa fel încât în momentul în care, să spunem, dacă deblocăm situația cu gazul, să nu dureze prea mult, să putem să pornim pe soluția actuală și să continuăm lucrările respective, iar dacă va mai fi nevoie de o oprire, o să o facem, bineînțeles, înainte de începerea sezonului de încălzire. Încercăm să modificăm partea de conducte astfel încât, să spunem, sperăm în 3 săptămâni să terminăm partea asta de conducte. Partea de mutat pompe, dar asta nu e esențială pentru funcționarea sistemului. Încercăm să o facem până la 1 octombrie. Concret, când se oprește sistarea apei cale și când va fi redată? De început, procesul de furnizare apei cale. Eu am fost la București și am discutat cu societatea de gaz. S-au arătat foarte amabil și sunt de acord să dea drumul cât mai repede la gaz în municipiul Focșani, în condiții din care noi reușim să achităm jumătate de datorie. Este vorba de 5,8 milioane de euro. Luni se oprește apa caldă, pe o perioadă, domnul director a spus până la 1 octombrie. Încercăm să facem eforturi, să aducem această cât mai aproape. 1 septembrie, 15, 10 septembrie, dar vrem să începem ei să avem apă caldă în municipiul Focșani. În informarea care ne-a fost pusă la mapă, am citit faptul că oprirea se va face cu o perioadă de aproximativ o lună. În discuțiile pe care le purtăm, timpul s-a dilatat la 2 luni. La modul foarte serios, domnule director, vă întreb dacă vă puteți depune demisia în alb în condițiile în care pe 15 septembrie focșănenii nu vor avea apă caldă. Eu știu că în momentul în care dorești un lucru, îl faci cu siguranță. Dar dacă lăsăm în dorul ei, că dăm drumul la 1 octombrie, că s-ar putea la 1 noiembrie, lucrurile s-ar putea să te răgâneze. Deci, la modul foarte serios, vă întreb dacă vă puteți depune o demisie în alb, valabilitatea ei, intrând în calcul în momentul în care pe 15 septembrie nu avem apă caldă. Domnul Popescu, normal, n-are nicio vină că azi sunt 3 luni, înseamnă că demisia trebuie să-și dea domnul viceprimar, domnul primar, nu știu. Bine, asta a fost pe de glumă, nu mai spuneți că a fost așa, vă spune de glumă. Vreți dumneavoastră demisii, dar vorba românului, apropo de scandalul profesor, stă română, domnule. Te spuneați că o treabă tipii românească. Vă aveam mălai cu biserică. Cătălin Prahă, la dumneavoastră ați referit? Nu. Este specificat. E o vorbă românească. Este o cură coincidență. Cătălin Prahă, poate la dumneavoastră ați referit. Este o cură coincidență. Este bine să folosiți nume și cu... și să le identificați și cu prenume, pentru că nu am nicio legătură. Vă mulțumesc că vă mulțumesc oricum și v-aș ruga să fiți de acord să mergem mai departe.